În cadrul unei conferințe de presă, deputatul social-democrat Vasile Popeangă l-a acuzat pe subprefectul de Gorj, Marcel Romanescu, că dă dovadă de reavoință în ceea ce privește recepția lucrărilor de alimentare cu apă din comuna Turcinești. Au fost diverse reclamații, toate aceste reclamații și toate aceste sesizări și toate aceste atitudini ale prefecturii sunt coordonate de subprefectul Romanescu, care, mă rog, pretinde că el ar fi adus fondurile pentru lucrarea respectivă, ceea ce nu este adevărat, și alte lucruri care se întâmplă acolo la Turcinești, pentru că are un oarecare necaz că n-a câștigat cine trebuie acolo primăria de la Turcinești. Marcel Romanescu nu răspunde provocării lansate de Vasile Popeangă. Subprefectul dă însă asigurări că nu are niciun fel de amestec și, în plus, nu înțelege de ce tocmai Popeangă lansează astfel de acuzații. Dânsul știe că, având imunitate de parlamentar, nu îl prea privesc declarațiile. Poate să le argumenteze, poate să nu le argumenteze. Orice declară poate fi luat de bun credință. Vreau să vă spun câteva lucruri care să-l determine poate pe domnul Popeangă să-și aducă aminte de trecut. În afară de faptul că investiția aceea nu e întâmplătoare la Turcinești, poate are și o legătură cu faptul că provin din acea localitate și nu cred că e întâmplătoare. Motivul pentru care subprefectul este suspectat de deputatul PSD de implicare în problema de la Turcinești este acela că la alegerile din 2008 tatăl subprefectului nu a fost ales primar.